Astăzi este despre voi, românii ce lucrați în afara țării și vă construiți în România casa sau business-ul și încercați să, ca tot ce economisiți acolo să cheltuiți eficient aici, astfel încât poate că atunci când o să vă retrageți să aveți o casă, să aveți un mic business din care să puteți trăi.